ediția Festivalului Diversității. Despre ce este vorba? Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă? E un spectacol cu diferiți cântăreți, formații, ansambluri din tot județul vin, de diferite etnii, greci, lipoveni, ruși, ucrainieni, bulgari. Și toată lumea se distrează, uitați cum vedeți, încă lumea e interesată de așa ceva, păcat că ne-a dat peste cap ploile astea, dar sper să trecem peste ele și mâine să o reluăm. Mulțumim. Să reluăm distracția. Festivalul se ține pe parcursul a mai multor zile. Fiecare zi are ceva specific. Ce s-a întâmplat aici în zilele trecute și ce urmează să... În zilele trecute s-au făcut la fel, s-au dat niște filme istorii cu Mahmudiei. Practic, au făcut niște dansuri, tot așa, copii, ansamblurile astea de copii mai tinerei, mai mititei. Și astăzi, după cum vedeți, astăzi e ziua plină a festivalului. Zic eu că e destul de frumos, ce să vă zic. Chiar e frumos. Le facem cu greu, dar cu ajutorul Consiliului Local, cu Consiliul Județean, în primul rând, că ei sunt cu bănuții. Avea nevoie Mahmudia de un astfel de eveniment? Avea nevoie, pentru că e o comună turistică, în primul rând. Și spectacolul ăsta, festivalul ăsta, îl facem și pentru promovarea comunei, pentru promovarea turismului, că deja suntem în ascendent cu turismul, toți au făcut rost de bărcuțe, avem un lac peste Dunăre, o renaturare de 1000 de hectare, ce să vă zic, deci era necesar. Era necesar și benefic. Deci pe an, din an în an, crește afluența de turiști. Acum 2 ani, deci asta e al treilea an de când e acest festival al diversității. Chiar și pe vremea rea? Da, și pe vremea rea. Ceva făcut, ceva frumos, tradițional, zic eu, de 3 ani de zile. Mulțumim domnului primar și întregii echipe care au organizat acest eveniment și să o țină tot așa. Bună ziua, Mahmudia! Anul trecut, organizat foarte bine și e foarte frumos. Este a treia ediție a Festivalului Diversității și chiar că am avut diversitate anul ăsta, am avut și ploaie, ne-a binecuvântat Dumnezeu și cu ploaie, chiar dacă ne-a pus puțin în priză pe noi, dar copiii au venit și vor să-și facă treaba, chiar dacă vreau să-i opresc, nu reușesc. Sunt ansambluri de dansatori, dansuri dobrogene, ale etniilor, au fost și mulți pe care, cărora le-am spus să rămână acasă, din păcate, și a început spectacolul, lumea se simte foarte bine, chiar dacă sunt nori, totuși văd că oamenii nu pleacă. Așteaptă să urmeze, așteaptă să vadă ce mai urmează. Pe lângă delicatesele la grătar, dar și cele din pește, aici avem ceva cu totul special. Un berbecuț la proțap, un batal. Este pregătit cu o rețetă de aici, din Dobrogea. După cum bine știți, în Dobrogea sunt confort festivalului adversității, sunt multe naționalități, machidoni, tătari, turci care mănâncă carnea de berbecuț. Este un baie special făcut din bere, lămâie, usturoi, rozmarin, sare. Cât
durează să prepari? Durează în jur de 4 ore, 5, depinde de cât este de mare. Acesta l-am făcut cam 4 ore are deja, mai durează maxim o oră, maxim o oră mai durează. A fost puțin mai mare, a fost și ploaie, ne-au dat cărbunii și așa ne-am chinuit puțin mai mult.